Bună dimineața, doamnelor și domnilor, este sâmbătă și o să încerc să vă fac un update pe Bitcoin și pe bursa americană, un update care contează și care ne poate ajuta să ne poziționăm mult mai bine. După cum bine știți, Bitcoin revine pe suportul canalului Ascendent pe 4 ore. La nivel local, lucrurile arată optimist. Dar ce mi se pare și mai tare este că toate scăderile din ultimele 5 săptămâni pe bursa americană, pe SPX, SPX pardon, sau pe SP500, au fost șterse cu o lumânare imensă pe weekly o lumânare de aproximativ 6%, în timp ce exact opusul s-a întâmplat cu indicele dolarului. Și cum bine știți, aceste doi nu prea se înțeleg. Să nu uităm că Bitcoin a crescut peste 30% în 15 zile, fără ATF și fără un megaval de retail. În punctul ăsta sunt mari șansele ca Bitcoin să ajungă la 40.000, oricine ce ar spune, fără ca ETF-urile să fie aprobate. Bitcoin rămâne la fel, iar narrativa lui e destul de clară și precisă. ETF-urile doar accelerează procesul lui de creștere. Acum de avut în vedere că acțiunile piețelor emergente ajung și la cea mai scăzută evaluare în raport cu acțiunile din SUA din ultimele 5 decenii sau din ultimii 52 de ani. Pe bursa americană lucrurile arată foarte interesant. Acțiunile cresc din cauza locurilor de muncă slabe pe măsură ce piața se îndreaptă spre cea mai bună săptămână din 2022. Vineri, adică ieri, Acțiunile au crescut după ce un raport de locuri de muncă slabe a condus la scăderea randamentelor obligațiunilor pentru a limita cea mai bună săptămână a pieței de valori din anul 2023. Știți bine că acțiunile sunt în ritm pentru câștiguri săptămânale considerabile, pe măsură ce investitorii cresc speranța că Rezerva Federală și-a încheiat creșterea ratelor de referință sau ratelor dobânzilor, ceea ce e o veste bună la închiderea de joi, e important de menționat că S&P 500 a urmărit un avans de 5,6% pe weekly, în timp ce Nasdaq Composite este în creștere cu 5,8%. Ambele se îndreaptă spre cea mai bună săptămână din noiembrie 2022. Raportul de vineri privind locurile de muncă din octombrie a venit mai slab decât așteptările, arătând că încercarea Rezervei Federale de a răci economia și de a năbuși inflația ar putea chiar să funcționeze după foarte mult timp. Economia Statelor Unite a adăugat luna trecut 150.000 de locuri de muncă sub estimarea consensului de creștere de 170.000 de salarii de la Dow Jones și mai mică decât explozia din septembrie de 297.000 de locuri de muncă adăugate. Rata șomajului a crescut la 3,9% în comparație cu așteptările că se va menține constant la nivelul de 3,8%. Ne-a luat puțin prin surprindere. Sau totul a fost price in Randamentele obligațiunilor care au cântărit pe piața de valori în ultimele trei luni au scăzut vineri în urma cifrelor de salarizare care au fost mai proaste decât se așteptau și a creșterii uh, ușoare a câștigurilor medii pe oră. Acum randamentul trezoreriei pe 10 ani a pierdut mai mult de 9 puncte de bază, ajungând la 4,57%, în scădere de la maximul de 5% înregistrat luna trecută. Randamentul trezoreriei pe 2 ani, în schimb, a pierdut 7 puncte de bază, poziționându-se la 4,9%. Toate aceste schimbări nu sunt cumva surprinzătoare, pentru că economia, ușor, ușor, după cum bine ne arată analizele la nivel macro, se îndreaptă într-o direcție interesantă. Aparte de valul care se întâmplă cu războiul dintre Rusia, Ucraina, Israel și Palestina sau Israel și Iranul, acum Palestina fiind mânușa, dacă doriți, a Iranului, dar nu intrăm acum în geopolitică. Una peste alta, cam așa văd uh, narativele sau așa vă arată narativele în punctele acestea și vreau să înțelegeți că ce discutăm aici sunt update-uri, nu sunt neapărat sfaturi financiare, așa că este bine să înțelegeți că poziționarea voastră vă revine în urma unei analize pe care fiecare dintre voi e bine să o faceți. Cântăriți bine ce vă spun eu și alții, așa apreciați, dați un like la acest clip, ajută algoritmul, ajută comunitatea și în descrierea clipului găsiți un link să mergeți să investiți în educația voastră. Adică vă așteptăm în ecosistemul nostru, în grec, Capital, avem oameni din toate domeniile, de la medici până la antreprenori, până la investitori, traderi, profesori faini, colegi rozavi, o comunitate caldă unde puteți să creșteți. Abonamentul Pro este accesibil pentru oricine, pentru că din punctul meu de vedere, investiția noi nu ar trebui, dragii mei, să aibă preț. Dacă puteți să beți o cafea cu 5, 6, 7 lei pe zi, puteți să vă alocați 6, 7 lei unui abonament lunar care din punctul meu de vedere poate să vă ducă și să cântărească mult mai mult decât atât. Cunoștințele voastre nu vi le ia nimeni. Bursele, economia și lucrurile din jur sunt volatile. Însă mintea noastră poate să prindă o stabilitate pe măsură ce investim în ea, pe măsură ce îi alocăm, dacă doriți, suport și dorință cumva de creștere. Cu voi a fost Robert și până data viitoare vă salut cu mult respect, mă înclin și vă aștept pentru cei care nu sunteți abonați să vă abonați aici ca să rămânem în la ce se întâmplă pe la nivel macro. Ça un week-end incroyable.